Socialiștii insistă și spun că Parlamentul nu poate să examineze repetat programul de activitate și componența guvernului Gavriliță. Asta după ce aseară președinta Maia Sandu a înaintat din nou candidatura acesteia la funcția de prim-ministră și a respins-o pe cea a coaliției PSRM-Șor. Mai mult, cei de la PSRM afirmă că decizia președintei contravine Constituției, astfel că astăzi au depus o contestație la Curtea Constituțională și cei de la Șor sunt de aceeași părere. Ce cred celelalte formațiuni despre ultimile mișcări de pe tabla de șah a Parlamentului, vedeți în cele ce urmează. Desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță de către Maia Sandu este o încălcare gravă a Constituției și creează un precedent periculos de uzurpare a puterii de stat. Declarația socialistului Furculiță vine după ce ieri Maia Sandu a anunțat că nu o va înainta pe candidata propusă de majoritatea PSRM Șor la funcția de premier Mariana Durleșteanu, întrucât ar avea dubii în privința deputaților semnatari care și-au anunțat sprijinul pentru aceasta. Faptul că respingerea candidaturii Marianei Durleșteanu de către șefa statului contravine Constituția o spun și cei de la Șor, care ieri au dat mâna oficial cu socialiști. Правовое государство не может начинаться с анархии, то, что сейчас пытается сделать госпожа Санду. Doamna Durleșteanu nu s-a arătat încântată că partidul Șor a semnat în susținerea ei. Cum comentați? Я не общался с госпожой Дурлештяну, я не могу комментировать эти слова. Decizia de aseară Maia Sandu a fost comentată și de către deputații altor fracțiuni. Cred că în cazul de față este nevoie de un arbitru, iar arbitru este Curtea Constituțională. Eu cred că dacă se instaurează un guvern al coaliției Șor-Don, alegerile anticipate genere nu vor fi anul curent. Noi avem Constituția pe care o avem, urmează să se expună Curtea Constituțională la acest aspect. Evident că sunt prevederile Constituției, știm că conform prevederilor Constituției, odată președintele poate respinge candidatura. O să vedem care este argumentarea. Până la proba contrariilor, tot este legal. Nu contravine Constituția. Nu. Astăzi, deputatul PAS Oazul Antoia a adresat un demers către Curtea Constituțională privind revizuirea hotărârii în ceea ce privește conceptul de formalizare a majorității parlamentare. Ieri, în timp ce candidata propusă de președinta Maia Sandu la funcția de premier Natalia Gavriliță își prezenta programul de activitate de la tribuna Parlamentului, liderul PSRM Igor Dodon a anunțat că propune un alt candidat pentru această funcție, fiind vorba de Mariana Durleșteanu. La scurt timp, șeful fracțiunii parlamentare PSRM Corneliu Furculiță a citit în plenul legislativului lista majorității formată din PSRM Șor și deputați neafiliați, printre care Nichi Forciuc și Andronache, cunoscuți pentru schemele dubioase în care au fost implicați. Tot ieri și platforma DALA a înaintat pe Andrei Năstase la funcția de premier. Chiar și așa, în urma consultărilor cu toate fracțiunile, președinta Maia Sandu a decis să o reînainteze la funcția de premier pe Natalia Gavrilița, candidatura căreia a fost respinsă ieri de Parlament. Însă, potrivit Constituției, șeful statului este obligat să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru propus de majoritatea parlamentară, formalizată în timpul consultărilor.